Salutare, băieți și fete, eu sunt Gabi și am regăsit la un episod de Free Fire. Astăzi reacționăm la TikToker, TikToker care au peste 1 milion de urmăritori, TikTokeri foarte mari. Reacționăm la contul lor de Free Fire, să vedem dacă pe TikTok sunt mari, să vedem dacă și pe Free Fire sunt la fel de mari, să vedem ce conturi au, dacă au conturi veterane sau nu. Da, bun, băieți și fete, din câte vedeți am revenit de pe TikTok, avem aici mai multe clipuri, iar fiecare clip de aici care îl vedeți voi este un TikToker diferit în spate, un TikToker care face content cu Free Fire, care s-a ridicat pe TikTok doar cu content de Free Fire. Și avem primul TikToker. Asta e Roxan. Mamă, ce am văzut, mă. Uite, ești tu, Roxan. Mamă, câte diamante. Ar fi un vis împlinit pentru mine. Pentru să am diamantele astea. Avem aici un TikTok cu el, un TikTok cu Besto îl cheamă. Vedem aici Besto. Besto. Iar ăsta este contul lui de Free Fire. O să-i luăm imediat ID-ul. Are 153.000 de like-uri. Are V-ul. Ok, nu știu dacă se potrivește ce ne arată el aici cu realitatea, o să verific imediat ID-ul. Și ăsta este contul lui de TikTok, mâncava și cura voastră, 5.100.000 de urmăritori. Roxan, tu ce părere ai despre acest profil? Acest TikToker este un TikToker din ăsta mai mare, gen de aici vin inspirații la ceilalți TikToker care fac cu Free Fire. Am înțeles. Băi, oricum are foarte mulți urmăritori, are 160 de milioane de inimioare, adică băiatul nostru stă destul de bine și hai să-i copiem ID-ul să vedem dacă se potrivește TikTok-ul cu realitatea. Hai să vedem. Jbam, Roxan, tu ce zici, se potrivește sau nu se potrivește? Se potrivește. Mamă, și încă ce se potrivește, sunteți nebuni? Zici că ieri a făcut TikTok-ul. Hai să vedem, are V-ul, are tot ce trebuie, același banner, același avatar, mamă, ce costumații. Mamă, câte like-uri a mai crescut, avea 153, parcă, nu? Da, pe 153. TikTok și acum are 155. Mamă, bro, ce costumații să moară. Mamă, dar ce pantaloni sunt ăștia, că nu i-am văzut în viața mea. O să se bage pe joc la un moment dat. Trufel pantaloni negri care sunt retexturați. Păi vezi că e bine rău de tot pe costumații. Mamă, Roxan. Ne-a făcut de râs. Ne-a făcut săraci, nu de râs. Ne-a făcut săraci în trei limbi. Să mă uată, mama, are 1000, 1100, 1109, 1200. Adică și vedeți că 1000 de level de ăsta la buia, pe vedeți că nu e așa de ieftin. Da, o costumație destul de șmecheră, are machiajul ăsta șmecher, polăria șmecheră din PES-ul 7, PES-ul 4 la gură, PES-ul 1 tot ce trebuie, PES-ul 2 în picioare, pantaloni care la noi nu s-a băgat încă. Roxan, zici ce-ți place și ce nu-ți place la costumația asta? Îmi place toată costumația, e originală, ce pot să zic. Chiar e originală, să fac picioare, nu prea mai vezi playeri îmbrăcați așa. Și ce notă îi dai? 9. 9? 9, da. Eu o să-i dau un... 9.90. La bun, Roxan, hai să mergem la următorul TikToker. Rafa IT, Refa, ceva de genul ăsta. Hai să vedem. Știi ce am observat? Ce se laudă? Ce, că băiatul ăsta are 211.000 de diamante. Dacă stai să te uiți atent. Băi, eu chiar sunt curios să văd fiecare în parte câte diamante au. Deci are 200.000, zici? 200.000, da. Mamă, bro, 211.000 are. Samo, nu știu dacă vedeți prea clar, dar are 200.000. Ia uite, bă, stai, mă, că îmi dau de la capăt. Ia. Hai, ia uite. Bine, nu se vede prea bine că l-a editat TikTok-ul, dar se vede. Level 68. Da, o să mă chinui ceva să iau ID-ul, dar oricum s-a văzut ID-ul, cred că se vede acum mai bine. Ia, hai să acum vedem. O să se vadă. Vezi? Da, uite, ăsta este ID-ul, are 37.000 de like-uri. Băi, nu vedem un profil foarte, foarte mare. Hai să vedem câți urmăritori are pe TikTok. 2.400.000, vedeți că stă destul de bine. Ia uite, 10 milioane de vizualizări, 15 milioane aproape. Asta bine, l-a tot pe vizualizări. Hai să vedem dacă domnul nouă RFA are aceeași cont. Mamă, da, băi, câte cifre are? 2, 4, 6, 8, 9? Da, 9. Înseamnă că ar trebui să fie cont veteran, nu? Are și V-ul, are tot ce trebuie. Hai să vedem. Level 68. Băi, destul de mic. Levelul destul de mic. Probabil nu s-a jucat chiar atât de mult. Vedem că nici n-a băgat foarte mulți bani în buia pe suri, adică l-a terminat și cam atât. De-aia cred că și are atât de multe diamante pe cont. Angelica în albastru, destul de frumos. Pumnii ăștia nu știu de unde sunt. A fost ofendituri mai demult. A, deci s-au băgat pe joc, da, ok. Da, au fost băgați. Angelica, păpuci ăștia clasic, pisica care îmi place și costumația. Putem spune că e un costumație tentativă de white, așa, tentativă de white. 47.000 de like-uri. Ce-ți place și ce nu-ți place la costumația asta? Îmi place costumația, totul, dar în afară de pumni, nu știu, pumnii parcă nu se potrivesc. Băi da, pumnii nu prea se potrivesc, într-adevăr, gusturile nu se discută, nici mie nu prea îmi plac așa pumnii. Da, o să-i dau eu nota acum, pentru că suntem la al doilea player, o să-i dau nota de 7.50. 8. 8? 8. A, deci tu ai jucat cu costumația asta. Bine, și eu, și eu aș juca cu costumația asta, cu siguranță aș juca cu costumația lui Best mai mult. Adică dacă ar fi să jucăm cu costumația lui Best, cred că aș juca mai multe meciuri. Ok, hai să mergem la al treilea TikToker. Un TikToker care eu îl am la inimă foarte mult pentru că este turc.
Uitați-vă și voi, Free Fire, de ce are numele? Ah, Zakir îl cheamă, Zakir FF05 îl cheamă în cavalitura voastră. E și live, are 2,7 milioane urmăritori și ăsta este TikTok-ul, stai unde, ăsta este TikTok-ul care ar trebui să ne arate ID-ul. Hai să-mi Zakir, ce profil ai. Nu ne arată diamante, înseamnă că are câteva milioane și de aia nu le arată. Level 81, nu, level 82, 66 de mii, a, a făcut 6 în linie. Am înțeles, ok, uite, master. Ne arată și ID-ul mai bine. Ne arată și ID-ul mai bine, da, ăsta este ID-ul. Hai să vedem dacă se potrivește turcul. Hai, ce costumație are turcul, ce profil are turcul. Mamă, băi, vere, dar dau și eu de un TikToker care să n-aibă V-o mâncavaș. Zakir, așa are numele și pe TikTok și pe Free Fire, văd că. Ia să vedem cu ce se laudă domnul Zakir. Zakir, level 82, vedem că e un player destul de activ. Chelios, ce are o costumație... Talent, ieri ai ieșit la pușcărie, mâncavaș gura voastră, vedeți că e periculos rău de toate, aut al ce bât are mână. Îți dau un capac de asta, nu te mai trezești 3 ani. Bun, are aici, băi, dar vezi că le-a făcut în linie, adică 500, 500, 500, aici s-a pierdut, aici n-a mai avut bani, cred că să bage. După aia 500, 500, 500 și acum 4, 4, 4, 8, 8, 8, 5, 5, 5 și el e derutat, nici el nu știe ce să facă. 7,50. 7,50. Da, chelia aia, nu știu, mă sperii. Păi dacă ieri ești de la pușcărie, ce vreau, uite, barbă, tot ce trebuie, băi, eu o să-i dau un 6, un 6 o să-i dau pe costumație, profilul per total îmi place, adică uitați-vă și voi, n-are ce să nu-ți placă, că e ok, are și master, tot ce trebuie, da, pe costumație, bă, nu e ce trebuie, nu, cred că de-aia n-a pus în TikTok costumația, în TikTok-ul n-a pus costumația, că nici lui nu i-a plăcut, cred că. Bun, hai să mergem la următorul TikToker, al patrulea TikToker, ia să vedem, Emo-l cheamă, ia să, mamă, ce TikTok a făcut aici, ia vezi. Ia vezi, Roxana, aici TikTok, ia. Da. Ia, stai să vezi acum aia. Mamă! Ne-a făcut săraci în 5 limbi, o PM-o. Mamă, dacă arată așa și pe joc, să moară Bibi. Nu prea are nimeni la acest TikTok, dar hai să vedem câți urmăritori are, ia să vedem. Mamă, 3,3 milioane, bro! Ok. Dar TikTok-uri pe aici care să aibă foarte multe vizualizări la ordinea milioanelor, păi nu prea văd, dar are sute de mii, adică sute de mii are o grămadă. Are personul în cap sau nu are? Nu-l are. N-are masca de la PS1? N-are. Bă, eu zic că o are, mă, dacă în clip o avea, o poartă, mă, mereu, stați să vedem, mamă, S-A-E-M-O, nu mai are S-P, avea parcă sau tot avea așa? Avea o P. O P avea, da, avea o P, acum are S-A, cred că și-a schimbat guild-ul. Hai, mă, zic că ai PS1, m-am mai făcut de râs, mamă, dar ce pijamale sale mâncava aș gura voastră? Nu-ți băgate pe joc la noi. Bro, ce-s cu pijamalele astea, mâncați aș gura ta, ce level am văzut, are 2000 level, mâncați aș, unde, ia, uite, mâncați aș gura ta. Vedeți că acum mai nou a dat de bani, uite, buia pe sos are 1250, buia au trecut 2066. E bine, băiatul nostru, level 76, like-uri 63.000. Roxandu, ce părere despre acest cont, per total? Îmi place că e îmbrăcat în pijamale. Are și V-ul tot ce trebuie, îți place că e îmbrăcat în pijamale? Da. Abdomenul ăsta care îl poartă tot, bă, dar pijama asta e next level, dar papuci de unde sunt, Roxan? Nu mai știu, tot la un costum. Eu cred că e tot de la pijama. Fața e ok, băi, totul e ok, chiar îmi place, se potrivește foarte bine pantalonii ăștia, nu știu de unde i-a luat, dar doamnește, ia zi, Roxana, îți place costumația, ai jucat cu ea? Îmi plac pijamalele, că au pisicuțe pe ele. Da, au pisicuțe pe pijamale, dacă observați, dar ai jucat cu costumația asta? Sincer, să fiu, nu. Ia zi, dă-i o notă. 8. Mamă, 8 și n-ai jucat cu costumația, cum mă, deci îți place, nu, că n-ai jucat. Nu, dacă ar fi pe fată, aș juca cu ea, dar pe băia nu. A, băi, eu aș juca câteva meciuri bune și... Pe notă, nu știu cât de scumpe sau cât de ieftine sunt pijamalele astea, nu știu cât de rare sunt, dar eu o să-i dau nota 8.50. Iar per total nici nu mai vorbesc, adică per total e ok. Bine, levelul se putea mai mult, like-urile se putea mai mult, dar e ok oricum, adică e foarte ok, adică și pe buia pesuri și, adică uitați-vă puțin buia pesuri la băiatul ăsta și uitați-vă buia pesuri la mine. 4 al 5-lea, Nur. Mă, și ăsta-i turc, mă? Da. Mama, auto al Chelios. Hai să moare, au ce costumație are, dacă are costumația asta mă arunc în cap să moare. A, ia vezi, mă, că s-a schi așa, da, mă, așa, da, bine, n-are personul, dacă l-avea cu siguranță cred că îl lua pe el. Ia să vedem și, da, unde profilul? A, ID-ul văd la profil, asta e să-l văd, Nur. Ia vină cu acea viață, băi, Nurule, vreau să-ți văd profilul, băi, Nurule. Așa, măi, Nurule, 1.200.000 e și el live și avem aici și ID-ul cu 050. Mamă, 10 milioane de vizualizări, cred că ăsta este cel mai popular TikTok al lui. 2,5 milioane, băi, stă bine și el pe vizualizări, chiar stă foarte bine. Ia să te văd, măi, domnule Nur, ce cont ai tu, că nu prea ai vrut să ne arăți așa mare lucru. Mamă, băi, dar există, mă, vreun player al 5-lea mâncavaș cu V-ul, bă, nu se poate, devin invidios. Level 73,
Master la CS, nu Grandmaster sau Master? Master. Costumație destul de bună, voi vedeți că chiar s-a îmbrăcat foarte bine, nu e el foarte veteran. Băi, o costumație destul de clasică, nu are nimic care nu s-a băgat pe joc, le are pe toate care s-au băgat, le-a sortat destul de bine, UMP-ul e UMP, se asortează foarte bine tot. O să-i dau nota 8, chiar îmi place, destul de șmecher o costumație. Îi dau și 8. Tot un 8 și de la Roxan. Șmecher o costumație, chiar îmi place. Mixan, de data asta Mixan e fată, ia să vedem prima fată de aici. Ia să vedem, 19.000 de like-uri am văzut, level 77, master, hai mai lasă-mă să văd și eu ID-ul, costumație destul de bună pentru o fată, mai vreau să-ți văd diamantele, 9.000. Câte diamante ai? 9.119. Mai, toți au mă diamante pe cont, ăsta este ID-ul ei, ia să vedem mai departe, hai vreau să-ți văd diamantele. A, 919. 919, nici 1.000 nu are, am și eu mai multe. Și 2.000 de gold. Am eu mai multe. Mamă, 2.300.000, mamă, îmi vedeți cum am trecut la gold. Ia să vedem, 1.100.000 de urmăritori. Ia zi, Roxan, ce crezi, are costumații pe fată sau pe băiat? Pe fată. Pe fată? Da. Dacă e fată, Roxan, nu înseamnă că are și costumații pe fată. Fii atent aici. Mamă, levelul 78 pentru fată e bine. 78 level și costumație pe fată, mă. Și vedeți că e aproape ca în TikTok-ul ăla. Băi, ce nu-mi place mie e buzele astea, machiajul. Strică toată costumația, parcă mie nu-mi place. Pe total, ca să scap de ea, de costumația asta pe fată, îi dau un 7. Adică e ok, dar se putea și mai bine. Ia zi, Roxan. 8. Un 8? Da. Ai jucat cu costumația asta? A jucat, dar e cam prea basic pentru fată, gen. Bă, dar n-are V-ul. Da. Și n-are nici Angelical. Da. E primul TikToker care îl văd fără Angelical și fără V. Veteran FF ăla. Veteran FF. Mamă, stai să vezi pe ăsta. Mi-aduc aminte de când l-am salvat. Dacă are așa și pe Free Fire, deci ce ți-am aici, că băiatul ăsta practic îl caută. Uitați-vă mânca, v-aș gura voastră, 125.000 de like-uri. A primit 5.000 de diamante. 25.000 de diamante a primit ăsta. Se vede că e creator, 300 de rumuri. Roxan, tu când? Niciodată. 25.000 de diamante. Ia mă, că chiar sunt curios să vedem dacă se potrivește. Ia, fii atent aici. Da mă, ești nebun, e aceeași cont. V-ul, dar vedem că la rang nu prea joacă. Mamă, nu prea joacă la modul că s-a lăsat de Free Fire. Dar nu s-a lăsat, că uite, are buia pe sub cumpărat, dar nu joacă la rang mai deloc. Un meci a jucat, cred că, sezonul ăsta. Costumație pe fată. 245.000 de like-uri, mâncava-aș gura voastră. Ok, în TikTok-ul avea 100 și ceva de mii, nu? Da. 125.000 avea parcă. Băi, dar de ce are atât de multe like-uri unii? Nu înțeleg, că nu face nimic special, adică la rank nu se joacă. Se joacă la clasic, nu știu, că e văd că e pe Italia, văd că e pe locul 6, Uscaru. Deci se joacă, dar joacă la clasic, altfel nu-mi explic. Când la rang nu joacă, clar. La buia pesuri e decent, uite, levelul 792 va chiar. Roxane e fată, e costumație de fată, dă-ți cu părerea. 750. Per total pe costumație o să-i dau un 750. Giulia, asta e ciciungheză? A, și avem direct TikTok cu ei, avem direct, mamă, 78.000 de like-uri. E costumație de fată, Angelical Wall, mamă, deci dacă văd Angelical Wall, ia zi-mi câți urmăritori are, 1.000.000, fix 1.000.000 are. Asta, TikTok-ul ăsta nu cred că l-am ales, eu cred că tu l-ai ales, nu? Da, l-am găsit eu. Tu l-ai găsit, Julia. Ia să vedem cu ce se laudă Julia. Ia să vedem, Roxan, ce zice, are costumație de fată sau pe băiat? Pe fată are. Pe fată, ia să vedem, level 74, băi, ok pentru o fată. Bineînțeles, banner și avatar de Angelical și Veo aici, Doamne ajută. E îmbrăcată pe fată, mamă, aproape 100.000 de like-uri, am înțeles, stă bine și pe like-uri. Cu deagle o mână, tot ce trebuie, costumație destul de șmecheră. Ok, ia-ți din buia pesuri, destul de bine dacă mă întrebați pe mine, adică peste 300 la fiecare, peste 600 la unele chiar. Ție mult rău de tot pantaloni ăștia, dar tu din păcate nu e pe contul tău, știu. Iam eu. Ia-ți din Roxan, per total, îți place costumație sau nu? Da. Mie nu-mi place machiajul, iară, bă, am ceva cu machiajele, nu-mi place machiajele. Nu este ok costumația. Papucii parcă iară strică, pisica îmi place mult, se potrivește tot ce trebuie. Ia zi, Roxan, dă-i o notă. 9. 9? Eu o să-i dau un 7.50. Îmi place, dar... Nu-i pe gustul tău. Nu-i pe gustul meu, exact. Haza, ia să, haza, 3 haza, haza 3. Ia să vin iară cu poze. Ok, asta este... Mamă, dar vedeți că e de mult rău de tot TikTok-ul ăsta. E de mult rău de tot, de când erau, vezi, de când erau, da. De când erau eliturile înainte și astea sunt like-urile, avea 10.000 aproape pe atunci, hai să vedem câți urmăritori are în prezent, 1.000.003 și hai să vedem dacă se potrivește, să vedem dacă mai are contul în primul rând, pentru că e destul de vechi TikTok-ul. Ia să vedem, Roxan, tu ce zici, s-a lăsat de Free Fire sau încă mai joacă? Încă se joacă? Ia da. Să vedem. Ce aveți, mă, mâncava-aș gura voastră, ai level 94, sunteți nebuni! Bro, level 94! Și are și V-ul și Angelical, tot ce vrei, am înțeles. Are Angelical alb. Are 4.000 level. Are Angelical alb. Bro, are 4.000 level, sunteți nebuni? 4.000 level, Roxana are.
Da, 4000 și restul level, are 222. Și restul are în linie 222. Ce să mai am un cap. Like-uri, nu mai zic. Adică n-are Grandmaster sau ceva, are 4000 de puncte. Am, tot așa am și eu 4000 de puncte. Băi, dar pe level, bro, stă bine rău de tot. Nu știu unde a făcut levelul ăsta, dar stă bine rău de tot. Angelica-ul alb, bineînțeles, care la noi nu se găsește. Și restul o costumație destul de clasică. Ia zi, Roxana, îți plac pantalonii albi? Da, Angelica-ul alb. Super. Pe fată super. Ia zi, Roxana, dă-i o notă. 7. 7? Da. Băi, că am slăbut pentru Angelica-ul alb. Eu o să-i dau un 8.50. Nu e veteran sau ceva, dar doar pentru pantalonii, adică îmi plac mult, mai ales că la noi nu sunt. Pe like-ul stă bine, pe level, nu mai zic, per total, adică cred că contul lui nu face un 10, că n-are Grandmaster, dar un 9 tot face, să mor. Numai bucata asta aici, numai bucata asta cu like-urile și cu level-ul și cu profilul, tot face 10, să-mi bat piciorul și cu V-ul, tot ce vrei la un profil, ce mai vrei la altceva la un profil, să mor. Free Fire Iman, Free Fire Iman, chiar de măi, domnul Free Fire Iman, 1.3 și ia să vedem TikTok-ul tău. Ah, ok, aici ne arată... Ce-a făcut, mă? A, ne arată like-urile. Ok. Asta este ID-ul. Și atâta? Să arată și la wishlist. A, ne arată că-i vezi. Mama, are PS-ul 2. Mama, PS-ul 1 retexturat, bro! Da, sunt multe chestii la wishlist. A, dar stai, nu le are pe cont, nu? Nu, no, le are la... lista cu dorințe, să zicem, pe român. Ia să vedem, mă, băieți, cu ce se laudă. Ia să văd. Poți să intru și eu la profilul lui să fac așa cum am făcut eu? Da, poți să intri la wishlist la el, da. Ia să vedem, mă, cu ce se laudă, mă. Poți să mă uit și eu acolo, ai zis, nu? Mă, level 77, ok. Are creatorul tot ce trebuie. Intrăm aici la profil. Ia să vedem și costumația. Angelica l-am văzut la prima vedere. Ok, o costumație destul de șmecheră, bine. Și pe buia pesuri stă bine. Ia să vedem, unde dau, aici? Aici, da. Aici, a, da, mă, bro, dă-te-n puii mei. Dar de ce nu am uitat la fiecare player așa? PS2 pe fata de texturat. Asta e PS2 pe fata de texturat? Da. Băi, ești nebun. Și asta nu înțeleg, ce e, ceva ce o să se bage sau cum? Ceva ce s-ar putea să se bage. Masca de la PS1, dar gen pe cap altceva, what the fuck? Ceva nu e ok. Aici sunt și emoturi care s-ar putea să fie, să-ți vină pe joc, deci. Mamă, ce costumație, bro. Ce costume are băiatul ăsta aici, uite, PS1, PS2, uite, PS1, pe băiat, ia uite-l, PS2, Angelica-l, ia uite-l, Angelica-l, pe băiat. Da, mă, talent, uite și pantalonii ăștia care am văzut la alt băiat, PS2, dar nu văd PS2 retexturat, uite, ăsta retexturat, șmecher, uite și bluza de la pantalonii a Roxanne, vezi? Uh-huh. Astea sunt emoturi, dita mai emo, date, m-am pus. Bro, nu se poate așa ceva. Că nu gândesc că o să-l bagi un emote ăsta pe jumătate, mă opnește răsă. Asta s-a băgat ceva de genul și la noi, doar că altfel. Da. Emote-ul ăsta. Mai este unul care mergi pe proască. Cu... Mamă! Da, bă, ce emote ăsta mâncați? Îți faci tu glue-ul singur cu tigaia? Îl faci când faci level 100. Broscoi? Ia. Ia uite-l, doamne. Băi, nu cred că la noi o să se bage așa ceva, bro. Nu refuz să cred. Chiar o să se bage. Se poate așa ceva. Asta cine ai, băi? Stă pe toaletă, mânca, acum am văzut. Pe toaletă și merge. Bro, cine inventează emoturile astea? Și ăsta e unul de intrat în lobby, bănuiesc. Da. Hai că ăsta e mai ok față de restul. E mai decent. Chit că durează o oră până ajunge playerul în lobby cu tine, dar e ok, e mai decent. Pe ăsta parcă s-a băgat și la noi, nu? Da. S-a băgat. Bun, cât despre player, pe like-uri stă bine 81.000. Tot ce trebuie, costumația per total, eu nu-i dau un 8.50, chiar îmi place. Tu, Roxan? Tot la fel, 8.50. Tot un 8.50. Bun, hai să mergem la următorul TikToker. Următorul Pikachu. Pikachu, parcă am auzit de numele ăsta, Pikachu. Ok, ăsta-i profilul ei. Nu ne arată buia pe și altele. Și cam atâta, nu? Ia să vedem, level 75. Ia să vedem, 1.6, ok. Pikachu e fată sau băiat? E fată. Deci ar trebui să aibă costumație de fată, zicea? Da. Ia să vedem. Pikachu, V-ul, tot ce trebuie, iar Angelica, normal, level 78, a mai crescut un level, costumație de fată, a avut dreptate Roxan, pantalon verde Angelica, pe puia pensuri, e ok, n-are nicio armă mână, nimic, ia să vedem aici, că deja m-am, ce naiba mai e și asta, băi, vere, plouă pe broscoi, nu te cred că asta e bluză. Da, e bluză. Asta ce ar trebui să fie? O bluză mai veche. Astea armele Evo care s-ar putea să se bage la noi pe joc, doar că nu o să le poți un vedea. Pistol și un scar arată. Da, și mai jos să ai un AC-80, dacă te uiți. Pumni. Mamă, mișto pumnii. Bluză, ai mă, dă-o mama, e deja am văzut pe PS-ul. Asta ce e de la Puma? PS-ul 2 Puma sau ce e asta? Da. Samuel, PS-ul 2 Puma, ăsta e un emo.
Ce emote? E blocat, stai. Da, e buguit, e buguit emote-ul, încă nu-i finalizat. Ia să vedem. E un pește, care un pește în mână. Da, care un pește. Ia să vedem mai departe. Ce naiba ai cu chinezoaica asta mâncați aș gulat aici? Ce chinezoaica? AC80, ca să vezi tu cum arată. Dar tu nu ți-l arată aici, dar ți-l arată în poză. Da, o mașină. Avem aici o mașină. Fac ce mașină brută. Uite, măi, Roxan, pijamale. Elefanți. E cu elefanți, da, e asta. Pijamalele astea. Mai departe, un emote. Asta ce e? M4. În 4 la 2 ring și 1 retofai, mi se pare că sunt slăbuți. Da, bă, și cât despre Pikachu, bă, e ok. Și pe level, și pe like-uri, și pe boia pensuri, e ok. Costumația e mișto pe fată, și papucii sunt mișto, pantalonii, tot, eu îi dau un 7. Tu, Roxan? 7.50. Mamă, dar ce pistol are în mână? A, nu-i pistol, e animație. Ok, hai să la mergem la următorul. La bună, lăsăm Pikachu în pace, mergem la White. Ia să vedem, uite-l pe Scooby-Doo. Și asta ce? Shaggy, nu? Shaggy, da. Scooby-Doo și Shaggy. Și asta este... Stai mă, ce-am făcut, dată înapoi. Și asta este profilul, dar nu văd ID-ul. Ia stai să vedem. Ah, ok, el are la profil ID-ul, asta este ID-ul. Și are 1.100.000, 28 de milioane de vizualizări, 17 milioane, 12 milioane, bro! Ia să vedem, mă, pe White. Ce ești, Roxanne, îmbrăcat în White? Nu, nu e îmbrăcat. Are numele de White, tot ce trebuie, V-ul, tot ce trebuie, e bine băiatul. Mamă! Ce faci, măi, banan? Mamă! Ăsta-i seara ca mine să moară Bibi. Ce faci, viața mea? Mamă, mamă, bro! Ma, are jumătate de milion. I-a trecut pe toți la like-uri, deci ăsta i-a trecut pe toți. Samoara are jumătate de like-uri, jumătate de milion de like-uri, s-a terminat. Level 79, bă, vedeți că e bine, nu prea se joacă, era atât de des. Ia zi, Roxan, dă-i o notă. Banana aia, dacă era costumat. Hai, mă, Roxan, că se potrivește, uite, și cu petul și cu scarul, nu prea bine, da. Bine, hai că îi dau un 8. Îi dai un 8? Da, îi dau 8. Eu îi dau un 6.50, adică e banana, ce notă poți da la banană. Venenut. Trecem de White și l-avem aici pe Alpha. Ăsta e tot turc, nu? Level 77, criminalul verde, sper că nu o să ai criminalul verde când mai la tine. 7.000 de diamante aproape, boia pesuri decente. Ia să vedem câți urmăritori are domnul Alpha. 3.000.000,2, mamă, destul de bine pe vizualizări, văd că nu prea. Ah, ba da, uite, 2.800. Mamă, să-mi bat piciorul, ăsta e cel mai scurt ID pe care l-am trecut o dată. Uitați-vă și voi, 2, 4, 6, 8 cifre are mâncava și gura va. Cel mai scurt ID din viața mea. Alpha TT. Alpha bară jos TT. Vedem că e și veteran, are ăsta de 6 ani. Te-ai dezamăgit, are criminalul verde pe el. M-a dezamăgit la criminal, m-a dezamăgit rău de tot. Dar vedeți că are 2000. Îți place criminalul verde? No. Nu îți place? Nu. Ia zi, ce note îi dai? Nu-mi place castravetele deloc. Nu-ți place castravetele? Ce note îi dai, ia zi? Cea mai mică notă care o dau eu e 6. 6? Boi, pentru criminal. Vezi că e bine rău de tot pentru criminalul ăsta. Mie nu-mi place nimic în cap așa, adică criminalul e urât. Arma n-are nicio treabă cu nimic, cu nimic, nimic. O să-i dau un 5. Și pe total, băi, pe profil arată bine. Dar costumația e praf, rău de tot. Costumația e praf. Bun, hai să mergem la următorul, lăsăm pe Alpha în pace. Mamă, 2.000.000,4. 23 de milioane, 1 milion. Băi, stă bine pe vizualizări cât de cât. Adică se vede că abia s-a apucat de Free Fire, are 5.000 de like-uri. Dar hai să vedem. A, ne arată cum să punem MP-ul. Bă, du-te mă de aici, mă. A, ce vrăjeală. Fake. Ce vrăjeală de... Bă, uă! Ia, mă, că el bagă aici coci. Că voi dacă băgați codul ăsta, vă arată MP-ul acolo. Hai că ăsta nu e edit, da? Hai că nu pot să fac și eu. Uite, are doar un punct, atâta. Da. Atâta a pus un punct și după aia a editat MP-ul aici. Mamă, ce TikTok vrăjeală, bă. Ia să văd, mă, cu ce se laudă, mă, nenea, mă, că dacă n-are un MP, deci dacă nu-i văd acum un MP-ul acolo jos, să vezi ce urât fac. Stai să... Ia uite, mă, ce MP, vedeți, mă, băieți, un MP? Un MP talent, mamă, dar ce costumație are mâncat, ești gura ta? Deci că e full costum. Ce bluză e asta mâncat? De unde e, mă, bluza asta, Roxan? Nu știu. Mamă, ce profil urât are. Ba, dar pe profil e urât rău de tot, să moară Jaxana. Pe costumație nu mai zic, Roxan, eu îi dau un 5, te las pe tine. Tot 5. Și avem ultimul TikTok aici de la TNT Ice. Ice. Ia să vedem. Ice deschide un gift. Mamă, 40.000 de diamante, Roxan. Da. 41.000 aproape. Da. Mamă, ia vedeți. Ia 1.000.000,3, 7 milioane, 6 milioane, 6 milioane. Voi stă bine, stă bine pe anumite TikTok-uri. Hai să vedem și ultimul ID, ultimul TikToker. Hai să vedem cu ce ne surprinde băiatul ăsta. Ia să-l vedem. Parcă văd acum, mă surprinde direct cu PS1. Parcă văd, da, e PS1 dacă e. Are Diamond 1,
Și da, level 60. Băi, ok pe buia pesuri, dar vedem că le-a luat unele. Uite și tu, Roxanne, uite și tu. Da. Ce trist. Uite câte buia pesuri la rând le-a cumpărat și nici măcar nu le-a terminat. E nașpa asta. Asta chiar e nașpa că le-a luat, dar nu le-a terminat. Deci nu joacă, vedem că joacă destul de rar. Pe costumație vedeți că îmi place. Se combină foarte bine costumația cu Thompson-ul. Și ia să vedem aici unde intră aici. Ok, bluza e albă, pesul 1 pe fată, Angelica lua pe fată, l-a pus aici. Am înțeles, ok. Hai să ne întoarcem la profilul ei. Băi, caracterul, nu-mi place fața la caracterul ăsta. Nu știu ce caracter e, dar e urât de tot. Luna-i. Cum? Caracterul Luna. Luna și pantalonii ăștia de unde-s? Fost un costum mai de mult. Fost mișto și pantalonii. Roxanne, dă-i o notă la ultimul player. 7. 7? Da. Băi, la ultimul player, sau mai bine zis ultimul TikToker, o să-i dau nota 7.50. E bună costumația, nu-mi place părul, nu-mi place. Da, bun, băi și fete, băi, cam atât și cu acest episod. Sper că v-a plăcut. Dacă v-a plăcut, uitați acolo mare, mare like, un share și un subscribe dacă sunteți noi. Eu am fost Gavi V-am pat. Ceau, bă!